În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, Domnul nostru Iisus Hristos a învățat pe oameni calea adevărului și le-a spus atunci lor și ne spune astăzi nouă, cum să fim noi în raport unii cu alții, cum să ne purtăm noi, să ne fie bine pentru al nostru suflet și pentru ca să avem mulțumire și pace în această viață și bine să avem în viața de dincolo. Ne-a învățat de toate, dar e bine să luăm aminte la ele și ce ne-a spus bine, să împlinim și să stăm în ele. E lucru foarte important. Le-a vorbit celor bolnavi, le-a vorbit săracilor, le-a vorbit bogaților, le-a vorbit la toți, ca să știe ce să facă și cum să viețuiască. Și odată le-a vorbit și celor care se credeau mândri, deasupra tuturor, ca să știe că nu-i bine așa. Și le-a spus o pildă. Pilda se numește a vamelului și a fariseului, care zice că s-au dus la templu să se roage. S-au urcat să se roage la templu. Dar vedem că omul de multe ori merge într-un loc cu un gând și apoi se schimbă împrejurarea sau schimbă gândul sau ceva schimbă pe el. Fariseul s-a dus să se roage și nu se roage, s-a lăudat pe sine. Nu s-a rugat, ci s-a lăudat. De multe ori împrejurile sunt altfel și ne schimbă pe noi în altfel. Luăm așa un exemplu, două sau trei în acest sens. Cândva e trimis David cu mâncare la frații lui, că își purtau Israelul război cu filisteni. Trimis să ducă mâncare, să aibă. Să n-aibă lipsă. Și el s-a dus cu acest gând să le ducă și apoi să vină acasă. Dar acolo se schimbă ceva în gândul lui și în planul lui. Întâi a fost trist, că aude pe acel Goliat cum vorbea urât poporului său, cum îl batjocorea, cum îl ocăra. Și nimeni din popor nu cuteza să meargă să-l înfrunte. Ar trebui să meargă să-l înfrunte regele Saul. Și de ce el? Că a fost de Dumnezeu uns să fie rege. Și lupta cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar Saul n-a mers. Fricos. Nu s-a dus. Iar David suporta și el rușinea. Și era pornit. Deci nu-i nimeni în stare să meargă. Și atunci mai mult se schimbă hotărârea ea să meargă el. El care a fost doar păstor de oi, se lupte cu un luptător vestit, renumit în lupte, viteaz, uriaș, dar s-a hotărât. Și știa că merge și el cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu doar singur, ci cu Dumnezeu. Și iată cum s-a schimbat totul, se schimbă viața lui total. În acea mergere, cu un gând, și vin alte împrejurări peste el. Și el hotărăște cum să iasă din ele. Nu singur, ci cu Dumnezeu. Așa pleca el să lupte cu Goliat, cu Dumnezeu. Să nu uităm că el a fost uns pe ascuns să fie rege. Nu știau ceilalți, dar le știa că și el e uns. Trebuia să meargă Saul, unsul care a fost primul, dar la cea s-a temut și atunci merge el și îl biruiește. Îl înfrânge pe acel Goliat. Iar cinstea e de partea lui și victoria de partea poporului său și bucuria coboară peste el, peste cei ai lui,
căci n-a mai trebuit să lupte, căci ceilalți dușmani au fugit de frică. Vedem cum se poate schimba viața și împrejurările, sau te poți schimba ele pe tine de multe ori, sau tu ești deasupra lor. Fariseul a mers să se roage, dar nu o să se roage, s-a lăudat. Și a schimbat scopul pe drum. Vedem aici schimbări în viața lui David mari și deosebite. Dar să luăm din Noul Testament un alt exemplu, cum se pot schimba împrejurările, dar în sensul bun al cuvântului. Că fariseul a făcut ceva rău, mândrie, orgoliu. El în centru, cine el? Mai mare ca Dumnezeu parcă. Doamne, nu știi cine-s eu? Așa s-a prezentat el. Luăm un exemplu din Noul Testament. Cândva, cu gând rău, a pornit un alt Saul, viitor apostol Pavel. El a început, prigonea biserica, pe creștini, prigonea pe Iisus Hristos. Îi prindea pe creștini și ducea în temniță să nu se mai vestească numele lui Iisus Hristos. Să nu mai se mai cunoască numele lui, activitatea lui și jertfa lui. Și în Ierusalim, pe câți i-a prins, i-a închis și acum a vrut să meargă în alte cetăți și acolo se prindea pe creștini. Ia scrisori la mai mari lui și merge și în Damasc se prindea pe creștini. Cu gând rău s-a dus pe nu creștini. El a zis că are gând bun. Dar iată cum se schimbă împrejurările, cum îl schimbă ceva pe el. Înrărea în Damasc, iată o lumină orbitoare cade asupra lui. Iisus a venit acolo, la el. El cade de pe cal jos, în praful drumului. A orbit. Aude cuvintele, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Își dă seama că e cunoscut, că e știut, că cine vorbește știe ce vrea, că îi cunoaște planurile, gândurile și scopul. Și atunci cum să nu se întoarcă el pe dos din ce a fost, ce este? Mare și tare și acum slab în colbul drumului, aruncat și fără vedere. A întrebat doar atât, Doamne, cine ești? Și se răspunde, eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Că și ne lovește în creștin, lovește în Iisus Hristos. Un creștin adevărat e al lui Hristos. De acolo e numele Lui, de la Hristos, creștin. Vedem că Pavel de atunci își schimbă viața. A fost Saul și devine Pavel, apostol al neamurilor. Și el devine acum, de aici încolo, vestitor al lui Hristos și a Evangheliei sale. Propovăduiește al lui Dumnezeu împărăție. Acum luptă pentru Hristos, să-L ducă între neamuri, să lupte pentru creștini peste tot. S-a schimbat viața lui, s-a schimbat vorba lui, s-a schimbat scopul lui și a vieții lui. A mers cu un gând și apoi de acolo pleacă cu alte gânduri. A mers cu un gând rău și vine cu gânduri bune, ziditoare, de a face ca dreptatea să se vestească, adevărul să fie deasupra, binele să fie în toți, buna înțelegere și pacea între oameni. Ce bună luptă a pornit! A pornit pe un drum al lui Dumnezeu. Vedeți cum se poate schimba. Dar te poți schimba și de la bine la rău. Fariseul merge să se roage, nu să se roage, s-a lăudat că cine el. Și că alții nu-s ca el, nici ca acel vameș era lângă se ruga. Și n-a pus să judece. Și pe toți să-i vadă rău. Ochii lui erau răi și a lui inimă era rea. De aceea, egoist se vedea doar pe el. Cine este el? S-a schimbat, că a mers să se roage. În loc de rugăciune, prezintă doar o laudă și apoi o judecată rea peste toți oamenii.
se pot schimba lucrurile. Dumnezeu lucrează în lume. Cândva Irod a auzit că cei trei mași din răsărit caută pe nou născut împărat, îi cheamă la el și întreabă de ce sunt acolo, ce caută. Caută pe mai mari, pe mai mari evreilor, pe cărturari, farisei, arhierei. Unde se va naște Hristos nou împărat? Spune în Betleem. Trimite pe acei magi, mergeți, căutați-l, găsiți-l, veniți și să-mi spuneți, să mă închin și eu, zicea el. Dar gândul nu era curat al lui, că voia să-l piardă pe Iisus. Avea un scop rău. Dumnezeu întoarce totul invers, nu cum s-a gândit el. Le-a spus la cei trei magi, mergeți pe altă cale acasă. Și aceia au ascultat de Dumnezeu și au plecat pe altă cale. S-a găsit privind în gol Irod, că n-au mai venit. Dumnezeu i-a îndrumat pe alt drum să meargă. El s-a gândit să facă rău și a făcut la mulți rău atunci. Dar n-a reușit să piardă pe pruncul Iisus. A avut gând rău, dar nu i s-a împlinit gândul de a-l pierde pe cel trimis din cer pentru noi oameni. Vedem multe că se întâmplă în acest sens. Și în alt fel putem zice cu fiul lui Solomon. Vine la domnie ca rege. Ce s-a gândit el să fie mai mare ca Solomon? Cine este el? Poporul i-a zis și s-a rugat, știi ce? Am avut multe dări puse pe noi, că am făcut multe, dar mai scade din ele, să fie mai bine. S-a întâlnit cu bătrânii poporului și ce au zis, măria ta, ascultă de popor și fă, fă așa să fie bine. S-a întâlnit cu cei tineri și au zis, tineri, ce să lași? Arată cine ești tu. Lui că Solomon a fost un nimeni pe lângă tine. Fă altceva, arată-le cine ești tu. A avut de ales ceva bun, un scop bun, un drum bun și nu l-a ales. A ales sfatul celorlalți. Să arate cine el purta de mândrie. Nu de bunătate, nu de a fi lângă oameni, ci de a fi deasupra lor neva, să le facă rău, să-i asuprească. Dar i-a pierdut. Că l-au lăsat. Regele seminții s-au dus, l-au lăsat, de-aia, fă tu ce vrei. Și au lăsat rege. A pierdut el, în primul rând. Vedem că Dumnezeu lucrează totdeauna. Dar dacă pornești la un drum, e bine să ai totdeauna un scop bun și ziditor. Că atunci este bine. Când scopul e ziditor, atunci toate parcă merg de la sine. Vedem pe fariseu că merge să se roage și ne spune Evanghelia în felul următor. Domnul Iisus Hristos, doi oameni s-au suit la templu ca să se roage, unul fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând așa se ruga în sine, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca acest vameș. Postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela, fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Așa spune Evanghelia de astăzi. Dacă privim, fariseul zicea că nimeni nu-i ca el. Nimeni nu-i ca el. El îi întrece pe toți. Zicea că nimeni nu se ridică la înălțimea lui. El e deasupra tuturor. El zicea că nimeni nu face ca el. Cine poate?
Doar El poate. Așa se vedea pe sine. El zicea că nimeni nu ajunge să facă ce face El. Nimeni nu-i om ca și El. Și toți sunt mai prejos decât El. Așa vedea El. S-a făcut un fel de judecător. Doamne, eu judec, nu Tu. Așa vreau să se facă El. Și s-a făcut. Și s-a prezentat pe sine. Mulți îl întreceau pe El, dar El nu știa. Mulți îl întreceau. Îl întrecea și acel vameș. El nu știa că mândria lui n-avea ochi bun de văzut și de judecat. Îl depășeau mulți, dar El nu voia să știe. Se vedea pe sine undeva plutind deasupra. Se lăuda singur. Judeca pe toți. Judeca pe cel de lângă El. Ochi mândri și răi. Dar știm că mândria merge înaintea căderii, spune Sfânta Scriptură. Așa este că merge. Și că e așa? Oare nu pentru mândria a căzut Satana din cer? A fost înger de lumină, înger bun. Pentru mândrie cade din cer. Ce păcat mare e mândria asta. Și nu ne uităm la ea. Și dacă vine, zice, da, nu-i nimic. Dar uite ce mare e. Și nu știa fariseul în ce s-a pus, ce a luat asupra lui. Ea merge înaintea căderii. Și totul se socotea mai presus de tot, pe toți îi judeca. Dar așa este ea. Cel ce are mândriei bine, s-o scoată afară, să se lepede de ea, că nu-i bună. Și s-o schimbe cu smerenia. Vedem că fariseul ce făcea? Da afară ce avea în inimă. Avea sămânță rea în inimă, a dat rod acolo și o dădea afară. Se vede ce avea. Că omul scoate din ceea ce are el. Dacă n-are rău, nu poate scoate rău. Dacă are bun, scoate bun. Ce ai pus în cuptor, ai scos și afară. Depinde ce ai pus. Nu altceva. Așa era el. Și trebuia el să se schimbe, să fie el altfel, să fie după Dumnezeu. Dacă totuși ești mândru, să știi că ești ca fariseul. Să știi. Și nu te lăuda cine ești ca el, ce ai făcut ca el, că nu-i bine. Că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Și nu-i bine și ai de pierdut. Lasă lauda și vorba deoparte și fii la locul tău smerit. Și o să vezi că ai de câștigat. Oare dacă ar fi să ne lăudăm că ce suntem noi, ce am făcut noi? Oare tu, dacă ești creștin, oare asculți Evanghelia și învățătura mai mult decât Maria, sora lui Lazar? Mai cu luare aminte ascult tu decât ea? Ia minte. Dacă tu își lucrezi, ce o întrești pe Marta? Uite când zi l-a pus ea să lucreze, să slujească pe Iisus și pe apostoli. Oare faci mai mult? Întreabă-te. Oare zici, da, dar poate eu scriu ceva? Ce scrie mai bine decât Ioan apostolul? Și a fost doar pescar. L-a scris Evanghelia. A scris trei epistole, Apocalipsa. Uite de ce frumos le-a scris. Lântești tu pe el. Și atunci de ce mândrie și laudă? Poate ești când mai bine. Ce lântești pe Pavel? Ce a cântat în temniță? De s-a făcut cu tremur. Tu ce cu tremur? Pe tine sau pe cine? Ia minte și vezi. Și atunci, dacă n-ai cu ce te lăuda, de ce oare să fii ca și fariseul mândru? De ce oare? Cândva un rege credincios
a dus să dea o lecție slujitorilor săi. Și anume cum? Iată, vorbește cu un om. Se vină la el acolo la masă și spune cum să vină. Și iată, am pus o masă întinsă afară și a chemat toți semnicii și mari dregători la masă și apare acel om străin. N-a salutat pe nimeni. Nu știa cerut voie să ia loc la masă. Cu capul acoperit, ce nu era voie în fața regelui. S-a pus la masă cu capul acoperit, n-a cerut voie, s-a pus și a mâncat din tot ce era, fără rușine, fără sfială. Și după ce s-a săturat bine, s-a scoat și a plecat. Și a zis ceilalți, Maria ta, dar ai văzut ce s-a întâmplat? Dar zice, eu am văzut, dar descrieți voi cam ce s-a întâmplat, ce ziceți voi? Păi Maria ta, fără pic de rușine, l-a chemat cineva la masă? Nu l-a chemat. A venit numai și s-a pus, neinvitat. A mâncat din toate. Nu i-a dat nimeni, dar le-a luat. Cu capul acoperit, ce nu în fața Măriei tale, cu capul acoperit, cum și-a permis el asta? Și apoi nimeni a mulțumit la sfârșit, nu m-a plecat. Nu aș fi măcar mulțumesc frumos. Se poate, Maria ta? Și a zis împăratul, să știți că se poate. Și știți de ce? Noi suntem așa. Păi cum, Maria ta? Păi te vezi? Dumnezeu ne dă de toate. Ne dă. Să avem, să fim, să le folosim. Și noi venim, nu-i ce nevoie, Doamne, dă nevoie să-mi folosim din ce ne dai Tu. Ne putem la masă, nu cerem voie. Nimic. O rugăciune nu zicem. Servim când ne trebuie. Și apoi plecăm fără să mulțumim. Nu noi o facem asta. Ne-a dat de toate Dumnezeu și noi nu-i mulțumim, nu zicem nimic, ci tăcem. Noi facem asta. A fost un exemplu pentru noi și l-am pus să vin aici. Vedeți? Și ne-a supărat. Oare tatăl zice, ce zice când noi ne purtăm ca el? Ce zice când ne vede așa că suntem cine suntem noi? În loc să-i mulțumim, ne purtăm așa nepăsători. Ba poate și mândri că cine suntem noi. Ne-a dat ceva și ne mândrim că s-a noastră când sunt ale lui. Și fariseul s-a mândrit că ce face el. Dar Dumnezeu știa ce face, că îl cunoștea. Nu de-aia să se prezinte, că îl știa. I-a simțit nevoia, Doamne știi, eu-s cineva, că Dumnezeu n-ar ști. Asta a făcut el. Dar e bine când omul e smerit. Și luăm un exemplu în acesta să vedeți ce înseamnă asta. Era într-un sat cândva un om bătrân. Avea un fecior doar, dar la casa lui avea un cal frumos. Folosindu-l la gospodărie, dar îl îngrijea deosebit. Și frumos, frumos a făcut. Dar cel ce era acolo în împrejurime, un lord, îl invidia pentru ales cel cal al lui frumos. Și a zis, dă-mi-l mie. Și a zis bătrânul, nu ți-l dau. Nu ți-l dau. N-a vrut, zice, dar e al meu. Mă folosesc de el și m-am legat de el și îmi place că e frumos și blând și mă cunoaște și el. Nu trebuie nimic să-mi dai, îi spune al lord. Dar i-a zis oamenii, dă-l, dar zice, nu-l dau. Dumnezeu să-mi ajute, Doamne, iubește pe mine păcătosul, dar e al meu. Dumnezeu mi l-a dat ca dar și îl folosesc. Într-o noapte însă cineva îl fură. Și a zis, Doamne, vezi, ai rămas fără el. N-ai putut să-l dai la lord? N-ai putut să-l dai? Și a zis omul, Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă Tu mi l-ai dat cândva, mi l-ai luat, Doamne, a zis și el ca Iov, fie voia Ta. Dar n-a trecut mult timp și iată că apare calul, dar după el mai mulți cai. Că și unii a mers și l-a furat, l-a delegat, el a găsit o hergheleș și după el a venit și ceilalți de acolo.
Și a venit la el acasă. A zis omul, uite acum câți am eu. Și au zis, tot l-au invidiat. Măi, ce bine ai ajuns tu, măi. Ce bine că nu l-ai dat. Uite ce ți-a adus el ție. Dar într-o zi feciorul lui se urcă călare pe cal și cum aleargă cu el, cade și rupe un picior și îl rupe. Abia umbla, stătea în pat, nu prea putea să umble, târâși. Și au zis oamenii, vezi, te-ai bucurat? Dar uite, ce-a bățit feciorul? Și l-a zis, Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul, tu știi de ce sunt acestea. Doamne, ce să știe Dumnezeu? Nu vezi că le faci tu? Nu trece o lună și se pornește război. Toți feciorii din sat se duc la război, dar lui neputincios nu-i dus. Și au zis ceilalți, iar ai avut noroc. Altă o scapă. Și anul se duc. Și a zis el, Doamne, miluiește-mă bine, păcătosul, n-am ales eu asta. Dar dacă a fost merit, Dumnezeu i-a ajutat. Că a fost merit totdeauna. N-a fost cu mândrie că cine e el, că ce are el, ce a fost cu smerenie. Iar smerenia pe om îl înalță. Dacă vedem pe Apostolul Pavel, cum se prezintă el? Pe Apostolul Neamurilor. Știm că e vestit în toată lumea, citit totdeauna în biserici și în predicile celor care predică, vestit și cunoscut. Știți ce a zis el despre el? Nu ca fariseul. A zis, Doamne, cel din tâi păcătos sunt eu. Auzi ce zice Pavel? Că e cel din tâi păcătos. El s-a judecat pe el, s-a văzut pe el. N-a zis că e drept, nici ca și fariseul, că cine e el? Să judece pe alții, ci cel din tâi păcătos. Și dacă se lăuda totuși, cu ce se lăuda Pavel? S-a lăudat și Pavel cu ceva, să știți. Oare cu ce s-a lăudat el? Și spune el cu gura lui, să nu fi mai lăudat decât mai în crucea Domnului Iisus Hristos. Se laudă în crucea Domnului Iisus. Vedeți care a fost lauda lui? Să învățăm și noi din asta cu ce să ne lăudăm și noi. Vedeți ce înseamnă să fii smerit? Dar dacă a fost Pavel smerit, putem luăm alte exemple, tot din Scriptură să vedem ce înseamnă a fi smerit și să avem pildă de smerenie pe care să le urmăm și noi totdeauna spre binele nostru. Oare Ioan Botezătorul, proroc al Domnului, numit înger în trup de Dumnezeu, oare nu s-a purtat cu smerenie? Ba da, s-a purtat. Când a vorbit despre Iisus Hristos, ce a zis el referitor la Iisus? Deci nu sunt vrenii să mă plec să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Ascultați ce a zis Ioan Botezătorul, proroc al Domnului. Vedeți că era smerit? Ați auzit și am auzit ce înseamnă asta. Și dacă el s-a smerit, de ce noi să ne înălțăm așa de sus, mai sus decât el? Mai sus decât un proroc? Oare merităm asta? Dar oare Fecioara Maria, ce a zis? Ea de Dumnezeu aleasă să nască pe Iisus Hristos. Din veac în veac a trecut timpul și iată Fecioara e aleasă de Dumnezeu să nască pe Iisus. La venirea vremii și îl naște. Ce zice ea când cântă și se roagă? Și Dumnezeu a căutat spre smerenia roabei sale. Vedem ce punctează ea? Și atunci noi să ne mândrim? Ei mai sus ca Maria Fecioara? Crezi că ești undeva mai sus? Te aleg mai sus pe tine? Și atunci taie-l mândria și pune-o deoparte. Taie-o, că nu-i bună. Vezi să nu te ridici. Și dacă vrei să vezi că dacă ai tăiat, e bine, e bine. Și de ce? Spune așa psalmistul David, inima înfrântă smerită Dumnezeu, nu va urgisi.
Așa zice, că nu va urgisi. Și mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos ne învață și zice, mă zice de la mine că se mânește zmerit cu inima. Așa ne învață. Și așa ne zice, se privim la El că îi mânește zmerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ai văzut cum afli odihnă și pace? Și de ce? Pentru că zice așa, Dumnezeu cel rământ, le stă împotrivă celor Dumnezeu, le dă har. Vedeți ce spune aici Sfânta Scriptură? Să o facem asta. Și a fi zmerit înseamnă a fi la locul tău. Așa, la locul tău cu oamenii, la locul tău cu tine, nu să crezi că ești undeva pe un munte înalt și tu nu ești, că ești jos în vale. Să ne vedem oriunde, că suntem oamenii Dumnezeu, purtând cu credință cele bune și sfinte, lucrând cele bune totdeauna, nu judecând și acuzând, ci slujind pe Dumnezeu și pe oameni. Cine are urechi de auzit să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.